Bine v-am găsit la cursul de programare pentru copii și sau începători. Sunt Gabriel Blaharu, manager la firma de V-Software SRL din București și am o experiență de peste 20 de ani în programare. Am decis să dezvolt astfel o serie de cursuri special concepute pentru cei care fac primii pași în programare și sper eu că vor fi destul de mulți aceia. Așa cum spuneam, cursul este destinat începătorilor, copiilor, cei care vor să facă primii pași în programarea calculatoarelor. Comentariile și părerile dumneavoastră le primim pe adresa de mail gabibraharu@d-viz-software.ro sau la telefonul 0744-262-116. Gabriel Braharu. Despre ce vom vorbi în acest curs? Algoritmul, definiția acestuia caracteristici, ce sunt datele de intrare și de ieșire, ce este o schemă logică, ce este limbajul pseudocod și limbajurile de programare. De asemenea, exemple de exerciții rezolvate și tema pentru acasă. Algoritmul reprezintă o metodă de rezolvare a unei probleme care, pe baza unor date de intrare cunoscute, furnizează datele de ieșire necesare, adică rezultatul sau rezultatele. Algoritmul are următoarele caracteristici. Generalitatea. Un algoritm trebuie să rezolve orice problemă din clasa respectivă. Cu alte cuvinte, dacă, de exemplu, avem de adunat două numere reale, algoritmul trebuie să știe să rezolve nu doar adunarea a două sau a altor două numere reale, ci trebuie să știe să adune oricare două numere reale. Aceasta înseamnă generalitate. Claritate. Pe orice drum pornim de la start către stop în schema logică, trebuie să ajungem în final la stop. O să vedem mai târziu ce este schema logică. Cu alte cuvinte, pornim pe un drum sau pe un alt drum, dar întotdeauna trebuie să ajungem la stop. Dacă acest lucru nu se întâmplă, algoritmul nu este clar. Finitudine. Datele de ieșire sau rezultatele cerute trebuie furnizate într-un timp finit convenabil de scurt. Cu alte cuvinte, dacă concepem un algoritm, îl rulăm pe calculator, iar rezultatele ne sunt furnizate într-un timp scurt, care ne convine, atunci este în regulă. Dacă însă acele rezultate sunt furnizate într-un timp prea lung pentru a ne fi de ajutor, acest lucru nu ne convine, deci nu mai avem de a face cu un algoritm. Ce sunt datele de intrare și de ieșire? Datele de intrare, prescurtate DI, sunt acele date cunoscute inițial, în diverse formate, text, imagine, sunet, video, pe baza cărora algoritmul calculează datele de ieșire sau rezultatele cerute. Datele de ieșire, notate cu DO, reprezintă de fapt rezultatele care urmează a fi calculate de către algoritm pornind de la datele de intrare cunoscute. Întotdeauna, înainte de începerea oricărui algoritm, este foarte important să stabilim datele de intrare și datele de ieșire din acel algoritm. De foarte multe ori, dacă stabilim aceste date de intrare și de ieșire într-un mod corect, se întâmplă chiar și 80% din algoritm să fie rezolvat. Să nu uitați acest lucru. Mai întâi stabilim datele de intrare și datele de ieșire, iar apoi ne apucăm de algoritmul în sine. Schema logică. Este o reprezentare grafică a algoritmului, folosind diverse figuri geometrice, date mai jos, legate într-un anumit mod, cum o să vedem în exemple de exerciții care urmează. Cu alte cuvinte, schema logică începe cu start și se termină cu stop. Avem săgețiuni direcționale, care pot fi atât orizontale cât și verticale. Paralelogramul, care folosește atât pentru citirea datelor de intrare, dar și pentru afișarea datelor de ieșire. Dreptunghiul, care este folosit pentru operațiunea de atribuire. De exemplu, S primește valoarea A plus B. Cu alte cuvinte, se calculează suma A plus B, iar valoarea îi se atribuie variabilei S.
Această operație poartă numele de atribuire sau calcul. Acest romb cu cele două ramuri da și nu reprezintă de fapt o instrucțiune alternativă simplă. În programare este cunoscut ca if în limbajele de programare. În interiorul rombului se trece condiția. Exemple de condiții ar fi dacă A mai mare ca 0 sau dacă B egal cu 0 sau dacă B mai mic ca A și așa mai departe. Dacă condiția aceea este adevărată, se merge pe ramura de da. Dacă condiția este falsă, se merge pe ramura de nu. Și se continuă mai departe algoritmul. O altă structură alternativă este așa numită structură alternativă compusă. În limbajele de programare, cunoscută sub denumirea de switch în C sau C++ sau select case în Visual Basic, de exemplu. În interiorul rombului trecem variabila, de exemplu vârsta. Să luăm un exemplu vârsta. Iar pe fiecare ramură eu am desenat aici 6 ramuri, dar pot fi oricâte în funcție de necesități. Le-am numerotat cu C1, C2, C3, C4, C5, puncte, puncte, CN. Fiecare C reprezintă de fapt o condiție care trebuie îndeplinită pentru ca algoritmul să meargă pe ramura respectivă. De exemplu, în cazul vârstei, condiția 1 ar putea fi dacă vârsta este mai mică de 3 ani. Avem de a face cu un bebeluș. Condiția 2. Dacă vârsta e cuprinsă între 3 și 5 ani, atunci avem de a face cu un preșcolar. Condiția 3. Dacă vârsta este între 6 și 17 ani, avem de a face cu un elev. Și așa mai departe. Fiecare condiție poate genera la rândul ei o anume interpretare sau o anume cale către finalul algoritmului. Cam acestea sunt în mare figurile geometrice care se folosesc într-un algoritm. Și o să vedem cum se înlănțuiesc ele și care este logica acestor înlănțuiri în exemplele pe care o să le facem ceva mai încolo. Limbajul pseudocod și limbaje de programare. Ce este limbajul pseudocod? La fel ca și schema logică, este un mod de reprezentare prin instrucțiuni text a algoritmului, instrucțiuni scrise astfel încât să poată fi traduse foarte ușor în orice limbaj de programare. Limbajul pseudocod este universal. El nu depinde de limbajul de programare ales ulterior și seamănă cu un fel de limbă engleză a limbajelor de programare. El are o sintaxă prescurtată, ușor inteligibilă, scrisă în română, de exemplu, dacă suntem români, sigur că da. Și ulterior, când vom fi nevoiți să transpunem acest limbaj pseudocod într-un limbaj de programare, va fi o traducere extraordinar de ușoară, practic cu joacă de copii. Limbajul de programare însă reprezintă o multitudine de instrucțiuni foarte precise, scrise cu o anumită sintaxă specifică fiecărui limbaj, astfel încât să reflecte implementarea algoritmului gândit anterior. Sunt foarte multe limbaje de programare, dar câteva exemple vă pot spune aici. Cum ar fi C, C++, C Sharp, Visual Basic, Visual C++, Java, PHP, etc. Este foarte important ca să învățăm cum construim un algoritm și să îl punem pe hârtie într-un limbaj pseudocod și la început și în schema logică, atât timp cât programele pe care le facem sunt simple. Acest mod de gândire este independent de orice limbaj și de aceea voi insista asupra acestui mod de a ne așterne algoritmul pe hârtie. Ulterior vom face și traduceri în limbaje de programare, dar în cursurile care vor urma. Deocamdată trebuie să ne învățăm cu lingura și furculița, ca să spun așa. Suntem ca și un bebeluș în fața mâncării și trebuie să învățăm
cum să facem în așa fel încât să ne descurcăm. Acest lucru voi încerca să vi-l transmit în paginile care urmează. Exemple de exerciții rezolvate. Vom face pas cu pas fiecare cerință și voi încerca să vă explic în amănunt ce am făcut și de ce am făcut. Urmând ca după vreo 4-5 exemple de exerciții rezolvate să aveți o scurtă temă asemănătoare cu exercițiile rezolvate, pe care dacă încercați să o faceți și reușiți, înseamnă că mi-am atins scopul și am reușit să transmit suficient de mult astfel încât să vă descurcați la temă. Exercițiul. Deci, fiind date două numere reale A și B, să se calculeze suma lor S. Numere reale. Programarea lucrează cu mai multe tipuri de variabile. O să le detaliem mai încolo. Acum doar fac o scurtă trecere în revistă. Numerele reale sunt acele numere care au și zecimale. Numerele întregi sunt acele numere care nu au zecimale. Da? 1, 2, 3, minus 1, minus 5, minus 7, minus 10 și așa mai departe. Un alt tip de variabilă cu care o să mai lucrăm va fi variabila de tip șir de caractere. De exemplu, dacă vrem să dăm un mesaj, mesajul este alcătuit dintr-o succesiune de caractere. De exemplu, Ana are mere. Acel mesaj este o variabilă de tip string sau o variabilă de tip șir de caractere. De asemenea, mai avem de a face cu variabile de tip boolean, care pot lua doar două valori, yes sau no, sau adevărat sau fals, sau 1 sau 0. Vom discuta în detaliu mai încolo. Așa cum spuneam, avem două numere reale A și B și trebuie să calculăm suma lor S. Totdeauna începem cu stabilirea datelor de intrare și a datelor de ieșire astfel. Datele de intrare sunt acele date cunoscute pe care noi le citim de la tastatură, de exemplu. Și acele date sunt în cazul nostru A și B, cele două numere reale. Le notăm. Date de intrare A, B. Datele de ieșire. Pot fi una sau mai multe, în funcție de problema pe care o avem de rezolvat. Ce reprezintă datele de ieșire? Rezultatul sau rezultatele pe care trebuie să le furnizeze acest algoritm. Cu alte cuvinte, ce trebuie să calculăm noi în această problemă? Păi avem de calculat suma dintre A și B, notată cu S. Deci, date de ieșire, S, suma celor două numere. Pornim să construim schema logică mai întâi și începem cu start, conform figurinelor prezentate anterior. După care tragem o săgeată în jos, sensul de parcurgere a algoritmului. Primul lucru pe care îl facem este să citim de la tastatură cele două variabile A și B. Cu alte cuvinte, citim valoarea lui A, de exemplu A e 7 și B este 9. Iar apoi pornim mai departe cu operația de calcul sau de atribuire. S primește valoarea lui A plus B. Este această săgeată îndreptată spre S care poartă numele de atribuire. A nu confunda operația de atribuire cu operația de egalitate sau de comparație. Nu este tot una să spun S este egal cu A plus B și S primește valoarea lui A plus B. Când spun că S este egal cu A plus B, înseamnă că eu compar de fapt valoarea lui S cu valoarea sumei A plus B, iar când spun că S primește A plus B, înseamnă că adun numerele A și B, iar valoarea lor o introduc în variabila S. Acest lucru poartă numele de atribuire și este reflectat aici. Odată ce am calculat variabila S, practic calculatorul va ști cât este variabila S, dar nu va ști operatorul sau cel care folosește acel program. De aceea este necesar să afișăm pe monitor cât este acea valoare a variabilei de ieșire și acesta este rostul acestui paralelogram prin care afișăm variabila S pe ecran. Odată ce am afișat variabila S pe ecran, înseamnă că algoritmul și-a atins scopul, a calculat datele de ieșire și mi-a afișat-o, astfel încât putem merge mai departe către stop
și algoritmul meu a luat sfârșit. Același mod sau același program putem să-l transcriem cu ajutorul limbajului pseudocod. Un limbaj pseudocod începe întotdeauna cu declararea variabilelor care se folosesc în el. Și anume, a tuturor variabilelor care se folosesc în el. Începem cu cele trei variabile, A, B și S, care sunt reale și am scris aici A, B, S reale. După care citim cele două variabile A și B, adică am citit datele de intrare. Se efectuează operațiunea de atribuire sau de calcul. S primește suma dintre A și B. Am calculat S. Și apoi afișăm pe ecran suma. Am afișat S. Este același algoritm transpus în pseudocod aici, iar aici transpus în schemă logică. Pe parcursul cursurilor care vor urma, vom implementa limbajul pseudocod într-un limbaj de programare efectiv. Însă, așa cum am spus, deocamdată ne limităm la prezentarea limbajului pseudocod și a schemei logice. Acesta ar fi primul exercițiu. Trecem la exercițiul numărul 2. Se dau două numere reale A și B și trebuie să afișăm care este cel mai mare dintre ele. Așa cum am spus, totdeauna începem cu stabilirea datelor de intrare și a datelor de ieșire. Cu alte cuvinte, ce se dă și ce se cere. Datele de intrare pe care le vom citi sunt numerele A și B, iar data de ieșire este max, am notat-o cu max, adică cel mai mare dintre cele două numere. Nu totdeauna este foarte ușor să stabilim care sunt datele de intrare și datele de ieșire, dar este foarte important să începem cu aceste două lucruri, pentru că de stabilirea corectă a datelor de intrare și a datelor de ieșire depinde corectitudinea algoritmului nostru. Întotdeauna, după fiecare algoritm, trebuie să verificăm cele trei caracteristici ale acestuia. Am omis să o facem pentru primul exemplu, dar o vom face pentru exemplu numărul 2, aici de față. Și veți vedea cât de important este ca algoritmul să respecte cele trei caracteristici. Deci datele de intrare A și B, data de ieșire maximul dintre A și B. Pornim cu start, după care citim cele două numere A și B de la tastatură. A și B pot fi oricare două numere reale, A-ul 10, B-ul 5, de exemplu. După care urmează o instrucțiune alternativă simplă, în interiorul căreia vom pune condiția. Îl comparăm pe A cu B, să vedem care este mai mare. A este mai mare sau egal cu B? Și avem două ramuri, dacă da și dacă nu. Întotdeauna mergem prima dată pe ramura de da. Ce se întâmplă pe ramura de da? Cu alte cuvinte, dacă A mai mare sau egal cu B. Păi dacă da, înseamnă că maxim primește valoarea lui A. Cu alte cuvinte, A-ul este cel mai mare, deci maximul este A. De aici, nu mai avem altceva de făcut decât să mergem mai departe, dar ne oprim aici și ne întoarcem pe ramura de nu, să vedem ce se întâmplă dacă A-ul nu este mai mare ca B. Păi atunci, pe ramura de nu, maximul primește valoarea B. Cu alte cuvinte, B-ul este mai mare ca A și atunci maximul ia valoarea lui B. Mergem mai departe și afișăm valoarea acestui maxim pe monitor pentru ca utilizatorul să știe care este acest maxim. Iar de aici ajungem la stop. Cu aceasta algoritmul s-a sfârșit. Dar de data asta vreau să verificăm cele trei caracteristici ale algoritmului. Este un algoritm general? Este un algoritm clar, este un algoritm finit. Dacă cel puțin una dintre cele trei caracteristici nu este respectată, atunci nu avem de-a face cu un algoritm. Deci trebuie să reluăm procesul de gândire al algoritmului în ansamblu. Să începem verificarea.
este un algoritm general, cu alte cuvinte, algoritmul respectă generalitatea? Păi ar trebui să mă întreb așa, oricare ar fi două numere reale, A și B, algoritmul știe să determine maximul dintre ele? Păi da, știe să determine. Orice valoare ar lua A sau B, el poate compara A cu B și poate determina dacă A mai mare ca B sau invers și să afișeze acest maxim. Deci algoritmul este general. Oricare ar fi numerele A, B reale, se descurcă să afle care este mai mare dintre ele. Trecem la claritate. Claritatea înseamnă că pe orice drum pornesc eu de la start către stop, fie că eu pe ramura de da, fie că o iau pe ramura de nu, la un moment dat trebuie să ajung la stop. Și după cum se vede foarte clar în schema logică, ori pe ce drum aș lua-o, fie că pe ramura de da, fie că pornesc și o iau pe ramura de nu, la un moment dat ajung la stop. Asta înseamnă că algoritmul este clar, deci respectă proprietatea sau caracteristica de claritate. Este algoritmul finit, cu alte cuvinte, respectă caracteristica de finitudine? Păi, o respectă. De ce? Pentru că această comparație A mai mare sau egal cu B se petrece într-un timp foarte, foarte scurt. Practic nici nu avem timp să gândim prea mult pentru că rezultatul este deja afișat. Este vorba de mii de secundă, fracțiuni de secundă, poate mai puțin. Atunci algoritmul ne furnizează datele într-un timp finit suficient de scurt, deci proprietatea sau caracteristica de finitudine este respectată. Avem de-a face cu un algoritm valid. Alături este limbajul pseudocod. Întotdeauna începem cu declararea tuturor tipurilor de variabile folosite în program, și anume A-ul, B-ul și maximul, care sunt reale. A-ul și B-ul fiind reale, normal că și maximul este o variabilă tot reală, pentru că reprezintă maximul dintre A și B. Mergem mai departe cu citirea lui A și B. Dacă mă uit în schema logică, urmează această instrucțiune alternativă. În pseudocod se scrie: dacă A mai mare sau egal cu B, atunci. Și în momentul când zic atunci, automat merg pe ramura de da a schemei logice și aveți aici max primește valoarea A. După care mă întorc pe ramura de nu a instrucțiunii alternative simple cu acest cuvânt cheie altfel. Da? Deci altfel reprezintă ramura de nu a lui dacă. Și, așa cum se vede și în schema logică, maximum primește valoarea lui B. După care algoritmul afișează maximum, vedeți afișare maximum, și se oprește. În limbajul pseudocod nu există start-stop, după cum vedeți. Aș vrea să remarcați sintaxa instrucțiunii alternative simple, dacă altfel. Vedeți că după ce pornim pe ramura de da, instrucțiunea este scrisă un pic decalat, pentru o claritate foarte mare atunci când altcineva, un alt programator, un coleg de-al dumneavoastră va citi acest program. Sunt anumite reguli de sintaxă pe care trebuie să le respectăm și asupra cărora o să fac referire din când în când, astfel încât să se întipărească bine în minte aceste lucruri. Deci vă rog să observați încă o dată sintaxa. Dacă este pe aceeași linie cu altfel, iar instrucțiunile sunt un pic decalate, atât pe ramura de da, cât și pe ramura de nu și aliniate la fel. După ce ieșim din structura alternativă simplă, afișăm maximul corespunzător acestui paralelogram, iar algoritmul se încheie. Practic, în momentul în care vom trece acest limbaj pseudocod în limbajul de programare efectiv, vom face doar o scurtă traducere, foarte, foarte puțin diferită de acest limbaj pseudocod, după cum veți vedea în cursurile care urmează. Esențial este să știm, să gândim și să transcriem un algoritm pe hârtie, să spunem, sub formă ori de schemă logică, ori de limbaj pseudocod. La început vom folosi și schema logică pentru că programele cu care avem de-a face sunt foarte puțin complicate și foarte puțin stufoase. Din acest motiv și schemele logice sunt ceva mai
scurte, mai puțin complicate, dar pe măsură ce avansăm, o să renunțăm la scheme logice și o să folosim doar limbajul pseudocod. Limbajul pseudocod este mult mai aproape de limbajul de programare și este și mult mai compact, mai strâns, după cum se vede. Bun, cam acesta ar fi exercițiul 2, trecem mai departe la exercițiul 3. Avem de rezolvat ecuația de grad 1 de forma ax plus b egal cu 0. Așa cum spuneam, totdeauna începem cu stabilirea datelor de intrare și a datelor de ieșire. Astfel, ce cunoaștem noi? Ce vom citi de la tastatură? Păi vom citi cei doi coeficienți ai ecuației de gradul 2, adică a-ul și b-ul. Acestea sunt datele de intrare. Ce trebuie să determinăm? Ce avem de calculat în ecuația de gradul 1? Păi, necunoscuta. Care este necunoscuta ecuației de gradul 1? X. Păi atunci data de ieșire este X. Să începem cu schema logică. Începem cu start, așa cum ne-am obișnuit. Pornim cu citirea datelor de intrare, care sunt cele două variabile A și B, coeficienții ecuației de gradul 1. După care ne întrebăm, A-ul este diferit de 0? De ce ne întrebăm că A-ul este diferit de 0 sau nu? Este foarte simplu. Pentru că dacă nu ne-am întrebat acest lucru, și am scoate x-ul direct, ar fi minus b trecut în partea cealaltă supra a. Dar dacă a ar primi valoarea 0 din citire, orice împărțire la 0 nu are sens. Și atunci, algoritmul nostru ar da o eroare. Acesta este motivul pentru care, după ce am citit data de intrare a și b, bineînțeles, mă întreb dacă nu cumva a-ul este 0. Cu alte cuvinte, dacă A-ul este diferit de 0, mergem pe ramura de da și putem calcula necunoscuta X, adică minus B supra A, A-ul fiind diferit de 0, are sens să introducem valoarea calculată în X, variabilă reală. Am aflat necunoscuta, dar trebuie să o și afișăm pe monitor, deci vom avea afișarea X-ului. După cum vedeți aici, afișarea o facem pe ramura de da a instrucțiunii alternative simple. Din ce motiv facem această afișare? Pentru că, dacă vedeți pe ramura de nu, când a este 0, x-ul nu se mai poate calcula, deci nici afișa, pentru că împărțirea la 0, așa cum spuneam, nu are sens. Aici, pe ramura de nu, afișăm doar mesajul eroare, iar algoritmul merge mai departe către stop. Dacă nu am fi pus această condiție a diferit de 0, după citirea lui A și a lui B, am fi putut spune că X ia valoarea direct minus B supra A, dar nu respectam caracteristica de generalitate a algoritmului. De ce? Pentru că generalitatea spune că oricare ar fi două variabile A și B reale, algoritmul ar fi trebuit să funcționeze. Ori dacă citeam variabila A egală cu 0, algoritmul vedea că nu are sens să împartă un număr la 0 și afișa din start eroare, deci nu respecta caracteristica de generalitate. Iată de ce a avut loc această condiție, pentru respectarea caracteristicii de generalitate a algoritmului. La fel cum se observă pe schema logică, algoritmul este clar, adică pe orice drum aș merge de la start către stop, ajung la stop, fie că o ia pe ramura de da, fie că o ia pe ramura de nu. Algoritmul de asemenea este finit, furnizează rezultatul într-un timp suficient de scurt, astfel încât să nu pună probleme. Iar aici, alături, avem limbajul pseudocod. Începem cu declararea celor trei variabile A, B și X, care sunt reale. Citim variabile A și B, iar aici avem instrucțiunea alternativă simplă. Dacă A diferit de 0, atunci, și când zic atunci, automat mă duc pe ramura de da în schema logică și am instrucțiunile. X primește minus B pe A, prima instrucțiune pe ramura de da, și a doua instrucțiune, afișare X. Ambele instrucțiuni, după cum vedeți, sunt pe ramura de da, iar aici sunt marcate cu această bară verticală. Această bară verticală ne spune faptul că pe ramura de da a instrucțiunii alternative simple avem de fapt o instrucțiune compusă. Cu alte cuvinte, nu este doar o instrucțiune cum ar fi x primește minus b pe a,
ci mai avem și o altă instrucțiune afișare X. În momentul în care pe o ramură a unui bloc, să zicem cum ar fi instrucțiunea simplă în acest caz, avem mai mult de o instrucțiune, prima instrucțiune, a doua instrucțiune, avem de a face cu o instrucțiune compusă. De aceea este această linie verticală aici, ca să marcheze că avem de a face cu o instrucțiune compusă. Iar în limbajul de programare, acest lucru se semnifică într-un mod foarte clar cu ajutorul unor acolade sau cu ajutorul unor cuvinte cheie de tip begin, end, pe care o să le învățăm la momentul potrivit. Imediat ce am afișat, ce am rezolvat instrucțiunile pe ramura de da, putem merge pe ramura de nu și afișăm eroare, așa cum vedeți și în algoritm, după care algoritmul se oprește. Cam acesta ar fi rezolvarea ecuației de gradul întâi. Mergem mai departe. Exercițiul D. La un ceas se cunosc ora și minutul. Dacă este oră fixă, ceasul bate de câte ori este ora. Dacă este și jumate, ceasul bate de 5 ori, altfel ceasul nu bate. De multe ori, așa cum spuneam, este mai complicat să găsim datele de intrare și datele de ieșire într-un exercițiu sau problemă. Totuși, trebuie neapărat să le stabilim de la început, altfel nu are rost să ne apucăm de acel algoritm pentru că nu vom reuși. Ce cunoaștem în acest exercițiu? Păi cunoaștem ora și minutul. Cu alte cuvinte, ora poate fi ora 10, de exemplu, minutul poate fi minutul 12, adică ora 10 și 12 minute, sau oricare altele. Ce trebuie să calculăm? Păi trebuie să calculăm numărul de bătăi al ceasului sau de câte ori bate ceasul în funcție de ora pe care o citim, de ora și minutul pe care le citim. Dacă este ora 10 fix, de exemplu, ceasul va bate de câte ori este ora, adică va bate de 10 ori. Dacă este ora 9 jumătate, să zicem, ceasul va bate de 5 ori, pentru că este și jumătate. Nu contează cât e ora. Altfel, adică dacă nu e nici oră fixă, dacă nu e nici și jumate, ceasul nu bate deloc, adică va bate de 0 ori. Data noastră de ieșire este prin urmare de numărul de bătăi al ceasului. Pornim cu schema logică, start. Vom citi cele două variabile întregi, ora și minutul, după care mă întreb, am de a face cu o oră fixă? Păi când este oră fixă? Când minutul este egal cu 0. Cu alte cuvinte, condiția mea minut egal 0 înseamnă de fapt este oră fixă. Dacă da, atunci numărul de bătăi va primi valoarea ora. Cu alte cuvinte, dacă ora e 10, numărul de bătăi va fi 10. Imediat după ce am rezolvat ramura de da, mă duc pe ramura de nu. Minutul nu este 0 pe ramura de nu, dar atunci dacă nu este 0 mă întreb, nu cumva minutul este 30, adică nu cumva este și jumătate? Dacă este și jumătate, atunci de câte ori bate ceasul? Păi conform problemei, ceasul trebuie să bată de 5 ori, deci numărul de bătăi primește valoarea 5. Dacă minutul nu este și jumate, și așa cum știm de la început, nu este nici oră fixă, deci nu este nici 0 și nici și jumătate, păi înseamnă că ceasul nu bate, adică numărul de bătăi primește valoarea 0. Observați! Observați că de fiecare dată cele două ramuri ale instrucțiunii alternative simple se unesc, iar apoi algoritmul merge mai departe. La fel, cele două ramuri ale instrucțiunii alternative de mai sus se unesc aici și algoritmul merge mai departe, afișăm numărul de bătăi, după care algoritmul se oprește. Algoritmul respectă toate cele trei caracteristici, este general, adică oricare ar fi ora și minutul citite de noi, se descurcă să calculeze numărul de bătăi. Algoritmul este clar, deoarece pe orice ramură aș merge de la start către stop, ajung la un moment dat la stop, urmăriți cursorul galben, ajung la stop. Deci algoritmul este clar,
este finit deoarece rezultatul îl furnizează într-un timp extraordinar de scurt. Așa că algoritmul nostru este valid. Alături avem limbajul pseudocod, care începe cu declararea tuturor variabilelor pe care le folosim în program, și anume ora, minutul și numărul de bătăi, care sunt de tip întreg, adică fără zecimale. Vom citi ora și minutul. Dacă minutul este egal 0, atenție, în condiții, avem întotdeauna comparații și nu atribuiri. Da? Întotdeauna compar minutul cu o valoare. Compar variabila cu o valoare. Nu fac atribuiri în condiții, ci numai comparații. Rețineți acest lucru. Deci dacă minutul este 0, atunci numărul de bătăi primește ora, așa cum vedeți pe ramura de da. Vă aduc aminte că atunci când mergem pe ramura atunci, automat mergem pe ramura de da. Altfel, asta înseamnă ramura de nu. Dacă minutul este 30, atunci și iar mergem pe ramura de da. Numărul de bătăi primește 5, primește valoarea 5. Dacă nu, altfel, numărul de bătăi ia valoarea 0, primește 0. Cam acesta ar fi, cu o singură mențiune că aici trebuia să fie tot săgețică, deci nu e egal pentru că nu fac comparații, ci atribuiri. Deci numărul de bătăi primește 0. Da? Aici nu avem de face cu o comparație. Cam asta ar fi exercițiul D. Trecem la următorul exercițiu. Să se afișeze cel mai mare număr dintre trei numere reale, A, B și C. La fel, începem cu stabilirea datelor de intrare și a datelor de ieșire astfel. Cele trei numere reale sunt date de intrare, cunoscute inițial. Trebuie să-l aflăm pe cel mai mare dintre ele, cu alte cuvinte maximul, l-am botezat max, și care reprezintă cel mai mare număr dintre cele trei citite. Pornim cu start și citim cele trei numere de la tastatură, A, B și C. Pot fi oricare trei numere reale, nu are importanță. Pentru a determina cel mai mare dintre cele trei numere, este logic că va trebui să le comparăm unul cu celălalt, astfel încât să ne dăm seama care este cel mai mare. Și pornim cu prima comparație. De exemplu, comparăm A cu B. A-ul este mai mare sau egal cu B? Dacă da, atunci trebuie să comparăm pe A cu C, să vedem cum este față de C. A-ul este mai mare sau egal cu C? Dacă da, atunci maximul primește valoarea A. Cu alte cuvinte, A-ul este cel mai mare număr. Reamintesc, A-ul este mai mare ca B, A-ul este mai mare decât C, atunci logic A-ul este cel mai mare număr și îl vom introduce în variabila max, în data de ieșire. Imediat o luăm pe ramura de nu a acestui if, a acestui dacă. Reiau, A-ul este mai mare ca B, dar pe ramura de nu înseamnă că C-ul este mai mare decât A, astfel încât maximul primește valoarea C, deoarece acest C este cel mai mare dintre cele trei numere. A-ul este mai mare ca B, am mers pe ramura de da, dar C-ul este mai mare decât A pentru că am mers mai pe ramura de nu. Deci maximul este numărul C. După care cele două ramuri ale acestui if se unesc și merg mai departe. Însă, până să meargă mai departe, avem de rezolvat ramura de nu al acestui dacă. Cu alte cuvinte, dacă B este mai mare decât A, ce se întâmplă? Păi atunci trebuie să-l compar pe B și cu C, ca să știu care este cel mai mare dintre cele trei numere. Deci, B-ul este mai mare sau egal cu C? Dacă da, înseamnă că maximul primește valoarea B. Cu alte cuvinte, B-ul este cel mai mare dintre cele trei numere. Reamintesc, B-ul este mai mare decât A, am mers pe ramura de nu. Și B-ul este mai mare decât C, am mers pe ramura de da.
Deci înseamnă că B-ul fiind mai mare și decât A și decât C, înseamnă că el este maxim. Mă întorc înapoi pe ramura de nu și aici vom avea așa. Pe de o parte B-ul e mai mare decât A, am mers pe ramura de nu. C-ul este mai mare decât B, am mers pe ramura de nu. Deci automat C-ul fiind mai mare și decât A și decât B, înseamnă că el este maximul și îl introducem în variabila max. Cele două ramuri ale lui dacă se unesc, după care celelalte două ramuri ale lui dacă inițial se unesc și ele aici, vom afișa maximum, iar algoritmul se oprește la stop. Algoritmul respectă cele trei caracteristici, generalitate, claritate și finitudine, astfel. Păi, oricare ar fi trei numere reale citite, algoritmul se descurcă să le compare și să verifice care este cel mai mare dintre ele. Algoritmul respectă claritatea pentru că pe orice drum pornesc eu de la start către stop în schema logică, ajung la un moment dat la stop. După cum vedeți, după cursorul galben, pe orice ramură aș lua-o, ajung la un moment dat la stop. Da? Este foarte simplu de urmărit pe schema logică acest lucru. Aceasta înseamnă că algoritmul este clar. Algoritmul este de asemenea finit pentru că rezultatul îi dă într-un timp foarte, foarte scurt. Alături avem limbajul pseudocod. Așa cum ziceam, pornim de la declararea variabililor, a tuturor variabililor folosite în program. Cu alte cuvinte, A, B, C sunt reale. Aici trebuia declarat și variabila max. E o scăpare de-a mea, scuze pentru asta, o să corectez. Citim cele trei variabile A, B, C. Dacă A-ul este mai mare sau egal ca B, atunci, și când am zis atunci, automat mă duc pe ramura de da. Pe ramura de da am altă condiție. Dacă A mai mare ca C, așa cum vedeți decalată, dacă A mai mare ca C atunci, și când zic atunci, automat mă duc pe ramura de da a acestei condiții, și avem instrucțiunea max primește valoarea A. După care mă întorc pe ramura de nu a ultimului dacă și scriu instrucțiunile corespunzătoare. Altfel, adică ramura de nu, max primește C. Este această instrucțiune de aici. După care mă întorc pe ramura de nu a if-ului precedent, a acelui dacă de deasupra. Fiind ramură de nu, cuvântul cheie este altfel. Și avem o nouă condiție. Dacă B mai mare sau egal ca C, vedem aici, atunci. Când spun atunci, automat merg pe ramura de da a celui if, adică mă duc aici. Și max primește valoarea B. După care mă duc pe ramura de nu a acelui if sau dacă și scriu instrucțiunea. Altfel, adică nu, ramura de nu, maxim primește valoarea C. După care afișez maximul și ne oprim. Vă rog să remarcați alinierea. Alinierea lui dacă cu altfel. Fiecare dacă este aliniat cu ramura de altfel sau ramura de nu, cum ar veni, da? Dacă A mai mare ca B, este aliniat cu ramura lui de nu, aici. Dacă A mai mare sau egal cu C, ramura de da, este aliniat cu ramura de nu, cu altfelul lui, cu nouul de aici. Da? Dacă B mai mare sau egal ca C, deci ramura de da lui ăsta, cu ramura lui de nu, acest altfel, care îl regăsim aici. Iar afișare max, nefăcând parte din nicio structură alternativă simplă, adică din vreun dacă, este afișat aliniat de la stânga. Este foarte importantă această aliniere pentru lizibilitatea
algoritmului de către altcineva, de către un coleg sau un profesor, așa mai departe. Pentru lucrul în echipă este foarte important. Mergem și la ultimul exemplu rezolvat. Se citește un număr întreg care reprezintă vârsta unei persoane. În funcție de vârsta sa să se afișeze un mesaj de genul bebe, preșcolar, elev sau adult. Așa cum spuneam, totdeauna începem cu stabilirea datelor de intrare și a datelor de ieșire. Astfel, data de intrare va fi vârsta, adică 10, 15, 20 de ani, 30 de ani. Da? Data de ieșire va fi un mesaj, care acest mesaj poate lua valoarea bebe sau preșcolar sau elev sau adult. Pornim, așa cum spuneam, cu start. După care citim datele de intrare, adică citim vârsta. Vom folosi o instrucțiune alternativă compusă, în care în interiorul căreia vom scrie variabila citită, adică vârsta, iar această vârstă are mai multe ramuri în funcție de ce avem noi de afișat. Păi noi avem de dat un mesaj care poate fi de patru tipuri, bebe, preșcolar, elev sau adult. E, atunci vom avea corespunzător patru ramuri. Pe fiecare ramură vom pune condiția respectivă necesară. Dacă vârsta e mai mică de 3 ani, mesajul va primi valoarea bebe. Dacă vârsta este între 3 și 5 ani, atunci mesajul va fi preșcolar. Dacă vârsta e între 6 și 18 ani, mesajul este elev. Dacă vârsta este mai mare de 18 ani, mesajul va primi valoarea adult. După cum vedeți aici, mesajul este o variabilă de tip string sau șir de caractere se mai numește. Adică nu sunt numere, da? 1, 2, 7, 9, minus 1, da? Ci este pur și simplu un șir de caractere. După închiderea săgeților, vom merge în continuare și afișăm acest mesaj, după care algoritmul se oprește. Algoritmul este general, oricare ar fi vârsta citită de tip întreg, algoritmul se descurcă să afișeze unul din mesaje. Întreg pozitiv aici, presupunem că e un întreg pozitiv. Algoritmul este clar în sensul că pe orice drum pornim de la start către stop pe schema logică, ajungem la un moment dat la stop, da? Oricare ar fi ramura aleasă, ajungem la un moment dat la stop. Algoritmul este de asemenea finit pentru că mesajul este calculat instantaneu. Alături avem limbajul pseudocod în care declarăm vârsta de tip întreg, iar variabila mesaj este de tip string sau șir de caractere, așa cum spuneam adineauri. Vom citi vârsta de la tastatură. Iar aici, instrucțiunea alternativă compusă, o notăm selecție după vârstă, selecție vârstă. Și un pic decalat punem ramurile ei. Dacă vârsta e mai mică ca 3, 2 puncte, mesaj ia valoarea bebe. Dacă vârsta e de la 3 la 5, mesajul ia valoarea preșcolar. Dacă vârsta e de la 6 la 18, mesajul ia valoarea elev. Altfel, este vorba de această ramură. Cu alte cuvinte, oricare ar fi vârsta mai mare de 18 ani, mesajul va primi valoarea adult. Iar la final afișăm mesajul. Cam acesta ar fi exercițiul. Urmează câteva exerciții pe care eu am considerat necesar să le faceți singuri și care sunt foarte asemănătoare cu exercițiile rezolvate pe care le-am prezentat anterior. Ar fi foarte bine dacă ați reușit să faceți singuri aceste exerciții. Întotdeauna o temă vă va ajuta să înțelegeți cu mult mai bine ceea ce vi s-a explicat la curs.
Primul exercițiu se citește un număr întreg, să se afișeze un mesaj care ne va spune dacă numărul este par sau impar. Pentru a afla dacă numărul este par sau impar, ne vom folosi de restul împărțirii acestuia la 2. În programare, restul unui număr la 2 se scrie A mod 2. Se citesc două numere întregi A și B. Dacă cele două numere sunt mai mari ca 0, să se calculeze suma lor. Dacă cele două numere sunt mai mici ca 0, să se calculeze diferența lor. Iar dacă sunt diferite ca semn, să se calculeze produsul acestora. Nu uitați să stabiliți de fiecare dată datele de intrare și datele de ieșire pentru fiecare exercițiu. Aceste două lucruri sunt cele mai importante. În funcție de corectitudinea stabilirii lor, veți putea merge mai departe cu algoritmul într-un mod corect și ușor. Exercițiul este foarte, foarte simplu. Se citesc două numere întregi A și B. Dacă ambele sunt pare, să se calculeze dublul sumei lor. Dacă sunt ambele impare, să se calculeze diferența lor. Dacă unul este par și celălalt impar, să se calculeze restul împărțirii lui A la B. Așa cum spuneam mai înainte, restul împărțirii unui număr la altul se scrie ca A mod B. Deci A mod B înseamnă restul împărțirii lui A la B. Dacă vreau să scriu restul împărțirii lui B la A, scriu B mod A. Ultimul exercițiu, se citesc trei numere întregi. Dacă ele pot fi laturile unui triunghi, să se afișeze mesajul da, altfel să se afișeze mesajul nu. Și aici un mic ajutor. Condiția ca trei numere să fie laturile unui triunghi este ca suma oricăror două laturi să fie mai mare decât cea de-a treia latură. Este foarte, foarte simplu. Deci vom folosi instrucțiuni alternative simple. Dacă, dacă, dacă. M-ar bucura foarte mult dacă v-ați descurca singur să faceți aceste trei exerciții. Dacă aveți comentarii sau doriți să lăsați un feedback sau să vă exprimați părerile, vă rog să o faceți pe adresa de mail gabiblaharuaron@vis-software.ro. Ori puteți să sunați la 0744262116. Toată seria de cursuri gratuite online de programare pentru începători și sau copii în format video o găsiți pe linkul de aici. Sper să vă fi fost